În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne, Dumnezeule, miluiește-ne! Iubiți credincioși, în această a doua zi a postului mare, la slujba Papavecerniței Mari, am ascultat partea a doua a canonului cel mare al Sfântului Andrei Criteanu. Tot în această slujbă de seară, slujbă de priveghere, s-a rostit rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, Doamne și Stăpânul vieții mele. Cei mai mulți o cunoașteți, sper că toți ați auzit de ea și chiar dacă nu o știți, fără să vă uitați într-o carte, cu toții știți că este una dintre cele mai importante rugăciuni care se rostește în acest post. Este legată de vremea postului mare. Așa cum o știți, este o rugăciune scurtă, dar plină de putere și de bogăție duhovnicească, cum numai Marele Părinte Efrem Sirul, alăuta Duhului Sfânt, cum a fost supranumit, putea să o alcătuiască. Sfântul Efrem Sirul este cinstit de biserica noastră 28 ianuarie. Născut la Nisibi, în Mesopotamia, la începutul veacului al IV-lea, cel mai probabil în anul 306, a trecut la cele veșnice în anul 373. Sfântul Efrem a intrat în viața monahală de tânăr și s-a bucurat de povățuirea episcopului Iacob de Nisibi, cel care îl va desemna să fie conducătorul școlii catehetice din localitate. Este prezent la Sinodul I Ecumenic ca însoțitor al episcopului său. Când în Nisibe este cedat perșilor, Sfântul Efrem se retrage în orașul Edesa. În anul 370 ajunge la Cezarea Capadociei, unde se întâlnește cu Sfântul Vasile cel Mare. Ne-a lăsat o mulțime de comentarii la aproape toate cărțile Sfintei Scripturi. Părți din scrierile Sfântului Efrem se află și în rugăciunile bisericii. Cea mai cunoscută, fără îndoială, este rugăciunea Doamne și Stăpânul vieții mele. Ea se rostește în timpul postului mare la toate cele 7 laude. Mai exact, în total, de 9 ori în curgerea unei zile și de 8 ori atunci când se săvârșește liturgia darurilor mai înainte sfințite. De ce, poate vă întrebați, de ce ocupă un loc așa de important această scurtă și simplă rugăciune în slujbele bisericii noastre? Dacă Marele Canon a fost supranumit oglindă duhovnicească, sau după alții o frescă a pocăinței, rugăciunea Doamne și Stăpânul vieții mele poate fi și anumită o epicleză a liturghiei pocăinței. Știți ce înseamnă cuvântul epicleză? Noi întâlnim epicleza doar în timpul Sfintei Liturghii. Este momentul cel mai important din dumnezeiasca liturghie, moment în care preotul îl cheamă pe Duhul Sfânt să vină peste popor și peste darurile pregătite, darurile de pâine și de vin, cinstitele daruri, să vină și să le prefacă în trupul și în sângele Mântuitorului. Putem să facem o paralelă între epicleza din liturghie, din liturghia euharistică, și epicleza
O putem numi așa a liturghiei pocăinței. Cred că ați luat aminte că atunci când se săvârșește liturghia euharistică, adică sâmbăta și duminica în postul mare, excepție face sărbătoarea Bunei Vestiri, nu avem rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Dar când nu este liturghia euharistică, o avem și, cum vă spuneam, încă de 9 ori pe zi sau de 8 ori. De ce se poate numi această rugăciune epicleza liturghiei pocăinței? Pentru că ea, dacă este trăită de către om, constituie o prefacere a omului. O prefacere reală, precum este cea din dumnezeiasca liturghie euharistică. Și așa, precum la Sfânta Liturghie, prin chemarea de către preot a Duhului Sfânt la epicleză, pâinea și vinul aduse înainte se prefac în trupul și sângele Domnului, tot așa și aici, într-o clipă, prin rugăciunea Sfântului Efrem Siru, omul păcătos se poate preschimba în om duhovnicesc. De ce putem să spunem într-o clipă? Așa cum știți, cinstitele daruri sunt prefăcute în sfintele daruri prin taina aceasta a invocării Duhului Sfânt de către preot într-o clipă. La fel se întâmplă și cu pocăința adevărată a omului. Ne-o adeverește Sfânta Evanghelie. Vameșul a suspinat, milostiv fi mie păcătosului, și de grabă s-a îndreptat. Tâlharul pe cruce a strigat, pomenește-mă, Doamne, și îndată a auzit, astăzi vei fi cu mine în rai. Evident, contează intensitatea rostirii acestei rugăciuni. Iată, dar că nevoințele Sfântului și Marelui Post constituie lucrarea pocăinței la care aducem jertfă, nu pâine și vin, precum în liturghia euharistică, ci însăși ființa noastră, pe care Dumnezeu, primind-o, o tămăduiește, o înduhovnicește. Dar pentru că înnoirea omului este un proces, pentru că omul este nestatornic, liturghia de pocăință se repetă de multe ori pe zi, fiecare dintre ele fiind un pas spre plinătate, o treaptă spre desăvârșire. Sfântul Efrem Sirul, în rugăciunea sa, înșirând cele două feluri de patimi și de virtuți, le numește pe toate deopotrivă duhuri. Duhul trândăviei, duhul curăției. Și ne întrebăm ce a înțeles el și ce trebuie să înțelegem și noi prin acest cuvânt duh. Este un cuvânt esențial în ortodoxie. Sfântul Apostol Pavel spune la un moment dat că pentru el, pentru apostol, ca de altfel pentru orice creștin autentic, omul psihologic nu are valoare creștină. Și că între omul psihologic și omul duhovnicesc nu există nicio legătură. Omul duhovnicesc îl înțelege pe omul psihologic, dar nu pot comunica, nu pot fi în comuniune. Cuvântul Duh, ia gândiți-vă, Duh este Dumnezeu, spune Sfântul Ioan Evanghelistul. La rugăciunea de pomenire a morților, Dumnezeul duhurilor și a tot trupul. Sfântul Efrem Siru numește și patimile și o să vedem și virtuțile duhuri. De ce? În privința duhurilor rele, lucrul este simplu. Izvorul a toată răutatea este duhul răutății, care umblă ca un leu căutând pe cine să înghită, spune Apostolul Petru. Și lupta noastră trebuie să o ducem împotriva nu a trupului și a sângelui, ci asupra duhurilor, împotriva duhurilor răutății din văzduh, spune Sfântul Apostol Pavel. Patimile care înrobesc pe om nu sunt altceva
decât semnul înfrângerii omului în lupta sa cu aceste puteri vrăjmașe. De aceea Sfinții Părinți obișnuiesc să numească Duh nu numai pe Duhul răutății, pe diavolul, ci și lucrarea lui, zicând deopotrivă Duhul trândăviei sau Dracul trândăviei, etc. O patimă este mai mult decât o îmbolnăvire a sufletului. Este căderea în robia unei puteri vrăjmașe, a unui Duh, care ne stăpânește cu silnicie, ne luptă neîntrerupt, urmărindu-ne moartea veșnică. În dosul fiecărei patimi se ascunde puterea vrăjmașă a diavolului. Când zicem Duhul trândăviei al grijii de multe, nu mi-l da mie, nu înseamnă că Dumnezeu mi-l dă. Sau mi-l poate da. Așa cum rugăciunea domnească zicem, nu ne duce pe noi în ispită. Vedeți paralela. Sfântul Efrem Sirul preia din rugăciunea domnească în sensul în care îl rugăm pe Dumnezeu, noi știindu-ne slabi, să nu ne pună la încercare, să nu îngăduie ca diavolul să se apropie de noi, să ne ispitească și nu cumva să ne și robească. Să nu lase, adică, pe dracul trândăviei să ne stăpânească, de exemplu. Dacă prin duhurile patimilor înțelegem pe draci, atunci prin duhurile virtuților, al curăției, al smereniei, trebuie să înțelegem pe duhurile cele bune, pe îngeri. Este adevărat că și îngerii necontenit ne ajută la săvârșirea binelui, dacă nu îi îndepărtăm cu păcatele, precum auzim la utrenia din lunea brânzei. Îngerii, păzitorii vieții noastre, stau mai aproape de cei ce se curățe cu postul. Totuși, Sfinții Părinți, când este vorba de virtuți, nu vorbesc niciodată ca în cazul patimilor. Nu zic, adică, îngerul curăției, îngerul smereniei, etc. Cum zic dincolo, dracul lăcomiei, dracul mândriei. Deci, cele patru duhuri bune nu sunt îngeri, ci altceva. Ce altceva? Știm că la Sfântul Botez, omul se leapădă de Satana și de toate lucrările lui. Și se îmbracă cu Hristos. Se face locaș al Duhului Sfânt și primește putere ca să se facă fiu al lui Dumnezeu. Te lepezi de Satana. Mă lepăd de Satana. Și de toți slujitorii lui. Și de toți slujitorii. Și de toată lucrarea lui. Și de toată lucrarea lui. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Și crezi lui, cred lui ca un împărat și Dumnezeu. Omul botezat și uns cu Sfântul și Marele Mir are întru sine semințele tuturor virtuților. De aceea Sfinții Părinți zic că viața duhovnicească este o actualizare a darurilor botezului și mirungerii. Virtuțile, deci, fiind lucrarea Duhului Sfânt din om, sunt numite și ele duhuri, ca și izvorul din care curg Duhul Sfânt. Deci cele patru duhuri bune, Duhul curăției, al smereniei și celelalte, nu sunt îngeri, ci daruri ale Sfântului Duh și ne rugăm lui Dumnezeu ca ele să nu se stingă, să nu rămână nelucrătoare în noi, ci dimpotrivă să rodească. O simplă privire asupra celor două șiruri de duhuri ne ajută să înțelegem un lucru foarte însemnat pentru viața noastră. Duhurile răutății se află în afară de noi. Deci și răul este în afară. Duhurile virtuților, darurile Sfântului Duh, de la botez, se află în lăuntru nostru. Spre rău ne îndeamnă niște puteri străine de noi. Spre bine avem puteri proprii, puterea dumnezeiască din noi. Deci este mai ușor a face bine decât rău. Și nu teoretic, ci duhovnicește. De adevăratelea. De aici și marea răspundere pe care o are omul înaintea lui Dumnezeu și o sânda grea pentru săvârșirea răului.
la judecata particulară și apoi la judecata de obștel, vom descoperi ceea ce n-am descoperit aici. Să nu fie așa. Să descoperim aici că, de fapt, avem de la Dumnezeu putere să biruim răul. Foarte pe scurt, tâlcuirea rugăciunii. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăvii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Îl numim pe Dumnezeu Stăpân al vieții noastre. El este Creatorul, Susținătorul, Mântuitorul și Judecătorul nostru. Îl rugăm mai întâi să îndepărteze de la noi Duhul acesta al trândăviei. Este boala fundamentală în om. Dacă întreb la spovedanie pe cineva dacă s-a lenevit sau s-a trândăvit, omul înțelege că a fost leneș în sensul celor materiale sau celor, știu eu, acțiunilor sale, care a datoriei sale în lume. Nu se referă trândăvia la asta. Sigur că sunt și leneși în sensul acesta. Adică, la vedere, Duhul trândăviei despre care vorbește această rugăciune este foarte subtil. Este acea lenevie și pasivitate a întregii noastre ființe și a trupului, deci, care întotdeauna ne împinge mai degrabă în jos decât în sus, care încearcă mereu să ne convingă că nicio schimbare nu este posibilă și, deci, nu este nici de dorit. Cum spunea cineva, la bătrânețe, părinte, mă mai învățați pe mine acum. Nu se mai poate face nimic cu calul bătrân pus la ham. Zic, da, dar totuși mai încerci câte zile mai ai, ar trebui să încerci să tragi un pic de tine, pentru că trândăvie adevărat te-a lucrat și acum își ia plata. Rodul trândăviei este grija de multe. Aici este paradoxul. De aceea vă spuneam când vin oamenii și răspund la întrebarea te-ai trândăvit, majoritatea spun nu, eu sunt un om activ, un om dinamic, un om care își face datoria în familie, la serviciu, în societate. Nu am mustrări de conștiință la capitolul trândăvie sau lenevie. Ei bine, de ce nu conștientizează ceea ce spune Sfântul Efrem Sirul în rugăciune? Că trebuie să ne rugăm ca acest Duh al trândăviei, spirituale, duhovnicești, să nu ne stăpânească. Pentru că, vedeți ce viclean e? El dă ca rod grija de multe. Un om care are grijă de multe, care își face datoria, care e foarte harnic, el crede că este lipsit de această patimă. Dar, de fapt, e un refugiu la foarte mulți oameni în muncă. Un refugiu în muncă, refugiu greșit, evident, pentru că n-au reușit să comunice cu Dumnezeu. Nu întâmplător, osânda veșnică mai este numită și muncile veșnice. Când vedeți pe unul că muncește ca un habotnic, să nu credeți că e vrednic. E un om care are o apucătură. Chiar în munca aceea exagerată lucrează un drac care îl stăpânește, el crezând omul că e vrednic, că este un om de lăudat pentru cei din jur. Duhul grijii de multe. Grija de multe, spun Sfinții Părinți, este semnul înstăpânirii, împătimirii de cele materiale. Cleiul care ne ține lipiți de cele pământești. El este strâns legat și urmează Duhului trândăviei. Într-adevăr, negrijindu-se de lucrarea duhovnicească, omul își caută o mincinoasă împlinire, răspândindu-se în cele din afară, în grija de multe, în grija de cele viitoare, cum să-și agonisească cele plăcute și cum să scape de cele dureroase. Căutarea plăcerii și fuga de durere, fiind, după Sfântul Maxim Mărturisitorul, grija permanentă a omului împătimit. Duhul iubirii de sine, al iubirii de stăpânire, este altceva decât stăpânirea cea rânduită de Dumnezeu, față de care tot omul trebuie să se supună, cum spune Scriptura. Este un duh al răutății acesta. O înțelegere strâmbă a purtării omului față de aproapele său. Un abuz asupra lui. Folosindu-l ca unealtă și mijloc de profit personal.
Când ne lucrează Duhul stăpânirii acesta? Iubirii de stăpânire. Când vrem să ne impunem punctul de vedere asupra celuilalt, în loc să ne expunem punctul de vedere. Este o mare diferență. Între a-ți prezenta opinia ta, modul cum tu vezi lucrurile, da, și a le impune celuilalt. A nu-l lăsa pe acela să rostească un cuvânt, să-și argumenteze o idee. Atunci te stăpânește acest duh al iubirii de stăpânire. Vrei să fii stăpân, să ai ultimul cuvânt. Acest duh al iubirii de stăpânire este legat de ultimul. Grija de cel de dinainte, de grija de multe și de cel care urmează. Este strâns legat de duhul grijii de multe, pentru că atunci când omul are multe griji și vrea să le onoreze, să le împlinească, nu mai are răbdare cu celălalt. Și vrea să se impună, să-și impună, da, agenda lui tuturor. Și în felul acesta îl transformă pe celălalt, pe cel care vrea să-i fie un fel de rob, într-o unealtă sau un bun material care nu valorează mai mult decât profitul pe care îl aduce. Gândiți-vă că așa ceva se întâmplă și între părinți și copii. Te-am trimis la școală, trebuie să aduci note mari. Te-am dat și la meditație, am cheltuit cu tine și nimic. Te-ai dus la facultate și te distrezi în loc să înveți. Adică eu am investit în tine și tu niciun profit. O relație de felul acesta stăpân-sclav. Nu tată-fiu, nu părinte-copil. Grăirea deșert în sfârșit este o irosire a celui mai de cinste dar pe care l-a dat Dumnezeu omului, darul cuvântului. Și prefacerea lui în prilej de păcătuire și pierzare. Cuvântul omenesc are o mare și tainică putere, aduce cu el ceva din ființa celui pe care îl rostește. Celui care îl rostește. După cuvântul lui Dumnezeu este, cum știm, Dumnezeu cuvântul. Fiul lui Dumnezeu se mai numește Dumnezeu cuvântul. Și toate prin cuvânt s-au făcut. Inclusiv noi, fiecare în parte. A zis Dumnezeu și s-a făcut. Prin cuvânt. Aici păcătuim iarăși foarte mult. Pentru că fie vorbim prea mult, fie vorbim fără să înțelegem ce spunem, nu avem proprietatea cuvintelor, nu mai vorbesc de cei care folosesc cuvinte injurioase, cuvinte de blestem, cuvinte de jurământ, jurământ strâmb, își dau cuvântul și nu și-l țin. Cei care batjocoresc cuvântul prin aceea că vorbesc una și gândesc alta, etc. În primul rând vedem că toate aceste duhuri, toate aceste patimi se leagă unele de altele. Formează un fel de povârniși pe care alunecă omul stăpânit de ele. Din trândăvie și din negrija de mântuire, omul dă mincinoasa lucrarea răspândirii în grija de multe. Din aceasta dă în duhul de stăpânire, ne socotim pe aproapele și coborându-l în rândul lucrurilor, iar de aici ajunge și la nesocotirea propriei sale persoane, da, prin grăirea în deșert. Observăm de asemenea că cele patru patimi nevatămă conștiința din patru părți. Trândăvia nevatămă conștiința față de Dumnezeu. Deci când auziți întrebarea la spovedanie, te-ai trândăvit? Să te gândești cum ești în relația cu Dumnezeu, nu cu activitățile tale cotidiene. Da? Deci, trândăvia nevatămă conștiința față de Dumnezeu, ne lenevim în a cultiva în mod firesc relația cu Părintele nostru. Deci, trândăvia aici, nevatămă, este o patimă care se împotrivește lucrării Harului din noi. Grija de multe. Vatămă conștiința față de lucruri pe care le întrebuințăm spre pierzarea și nu spre mântuirea noastră. Iubirea de stăpânire care ne socotește pe om, vatămă conștiința față de aproapele. Iar grăirea în deșert, vatămă conștiința față de sine,
prin irosirea marelui dar dumnezeiesc al cuvântului. Păi dacă iei în deșert cuvântul tău, sistematic, ajungi să nu te mai creadă nimeni. Chiar dacă spui și adevărul, nu te mai crede nimeni. Pentru că tu nu mai ai autoritatea pe care ai pierdut-o prin grăirea în deșert. Sau prin folosirea cuvântului în chip mincinos. Prin folosirea cuvântului în chip injurios, etc. A doua parte, mai pe scurt, Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei dăruiește mie robului tău. Robului tău e corect, dar puteți să ziceți și slugii tale. Dacă cele patru patimi formau un povârniș de la trândăvie tot mai jos, apoi cele patru virtuți sunt trepte suitoare de la curăție până la Dumnezeu. Totodată ele sunt potrivnice celor patru duhuri rele și ne arată cum ne putem tămădui sufletul îmbolnăvit de ele. Curăția, mai întâi. Ea vindecă sufletul îmbolnăvit de grăirea în deșert. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? Ziceau evreii în robia babilonică, pe care, tâlcuindu-o părinții, ne învață că nu putem aduce niciun rod de faptă bună câtă vreme ne aflăm în robia patimilor. Smerenia îl face pe om sănătos în legătura sa cu aproapele. Ce ai să nu fi primit? Ne întreabă Apostolul Pavel. Pentru a încheia, cu harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Răbdarea ne scapă de împătimirea față de lucruri. Dacă omul se smerește și își recunoaște păcatele, își dă seama că este vrednic de nenumărate pedepse din partea lui Dumnezeu. Și nu numai de pedepse pământești, ci și de muncile veșnice, ca o slugă leneșă care ne socotește poruncile Domnului Său și rabdă cu bucurie toate necazurile, suferințele și încercările, fiind încredințat de cuvântul Domnului că în lume necazuri veți avea și că cu multe scârbe trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și nu numai cine, și numai cine va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Răbdarea este o mare virtute, o mare împreună lucrare între Dumnezeu și om. Dragostea, în sfârșit, care este și prima, de fapt, vindecă nepăsarea de mântuire prin recunoștință și iubirea de Dumnezeu. Încă o dată înțelegem cât de adâncă și de temeinică este învățătura duhovnicească a Sfântului Efrem, arătată prin alegerea celor două șiruri de duhuri din rugăciunea sa. Ele ne pun în față două icoane. Aceea omului stricat de patim și a omului înnoit prin virtute. Starea păcătoasă în care ne aflăm noi și de care ne rugăm lui Dumnezeu să ne scape și starea duhovnicească spre care tindem rugând pe Dumnezeu să ne-o dăruiască. În partea a treia, ultima, ne rugăm, așa, Doamne, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu o osândesc pe fratele meu. În fapt, ea este o recapitulare, într-o formă mai, bine, mai concisă, a celor cerute în partea a doua. Multe se pot spune în marginea acestei rugăciuni. Aș dori pentru fiecare să existe o preocupare serioasă ca atunci când o rostiți să nu vă grăbiți. Este o rugăciune extrem de profundă. Încă o dată, vorbește despre întreaga viață a omului. Și Sfântul Efrem Sirul, mare părinte al Bisericii, a identificat cele mai importante boli de care suferim cu toții și fiecare în parte. Trândăvia pe toți ne lucrează prin negrija legăturii cu Dumnezeu. Uităm de Dumnezeu adesea și când ne amintim de El, avem o relație extrem de superficială cu El. Trândăvia ne lucrează. Duhul trândăviei. Grija de multe. Păi bineînțeles că asta e o patimă care se vede, e la vedere, nu trebuie să o mai tâlcuim. Da? Grija de mult. Grăirea în deșert. Ultima. Da? Vine să nimicească în om autoritatea. Și autoritatea e foarte importantă. Autoritatea o dă cuvântul.
Cuvântul nu este doar un instrument de comunicare. Prin cuvânt eu transmit o energie. Cuvântul este însoțit de Duh. De Duh Sfânt, în cazul în care eu sunt unit cu Duhul Sfânt, sau de Duh Rău. De aceea, cred că ați trăit experiența să stai lângă un om și să nu prea poți să stai mult. Pentru că are un Duh care îl muncește și care pe tine te irită. Stai ce stai de nevoie, la pleci. Și pe un altul, sau lângă un altul, simți un Duh de pace. Simți un Duh de bucurie, de căldură duhovnicească. Simți că ai putea să stai ore și ore lângă acel om. Vedeți? Totul se desfășoară în viața noastră personală și comunitară funcție de raportarea, de legătura cu aceste duhuri. Sau suntem în comuniune cu Duhul Sfânt și trăim virtuos, sau, din păcate, ne lucrează duhurile acestea rele și devenim robi ai lor, ale lor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca prin post și rugăciune, prin nevoințele acestea rânduite de biserică și asumate de fiecare în parte, să lucrăm la despătimirea noastră, știind că este, de fapt, cel mai important lucru pentru fiecare creștin, și apoi, curățiți fiind, să urcăm treptele în duhovnicirii, ale unirii cu Dumnezeu, și cred că aceasta ar putea fi definiția fericirii. Toată lumea cred că vrea să fie fericită. Fericirea este această unire cu Duhul Sfânt, această prezență a Duhului Sfânt în inima omului credincios. Această prezență îl face să fie extrem de bucuros, extrem de disponibil pentru ca și celălalt, cel de lângă el, să se bucure întocmai. Ne revedem și mâine seară, cu ajutorul lui Dumnezeu. Amin.